mi-am dat seama că se schimbă timpurile. Ce înseamnă și, asta? Mi-am dat seama în 90 după Revoluție că am luat-o de la zero. Practic a fost o renaștere. Lăsam la o parte tot trecutul, tot ce s-a întâmplat până atunci și am pornit într-o nouă lume, știi, într-o nouă abordare a muzicii și felul în care oamenii au început să privească muzica. Nu mai existau case de discuri sau dacă exista electrecordul, era cumva o chestie semi, în continuare semi-comunistă și muzica se vindea pe tarabe, dacă ți-aduce aminte. Oamenii nu mai apreciau deja, muzica nu mai era ceva sfânt. Era cumva ceva care se putea copia, se putea manipula mult mai ușor decât înainte, știi? Și te-ai speriat? Nu m-am speriat, dar mi-am dat seama că trebuie să mă schimb. Să depindă de tine toate... Și că trebuie să mă schimb și că trebuie să iau taurul de coarne și nu mai trebuie să depindă nimeni altcineva decât de mine. Și în momentul în care am realizat lucrul ăsta, mi-am dat seama că pentru a fi independentă trebuie să-mi scriu muzica mea, chiar dacă n-am experiență, chiar dacă nu știu prea bine cum să fac asta. Am avut profesori foarte buni. Enescu m-a învățat cumva cum să orchestrez, cum să cânt, cum să fac o înregistrare vocală și nu numai. Marius Seicu, la fel, un mare muzician și melodist extraordinar. Și de la fiecare am furat meserie.